Naționala de basket a României a pierdut vineri seara partida desfășurată la Sibiu împotriva Bosniei Herțegovina. Tricolorii au fost învinși cu scorul final 79-84. Elevii lui Mladen Ostoić au acumulat astfel o singură victorie în preliminariile campionatelor europene de basket și se pregătesc pentru partida de luni în deplasare împotriva Lituaniei. Naționala de seniori a României a cedat vineri seară în fața Bosniei cu scorul de 84-79, tricolorii scăpând printre degete șansa de a produce o nouă surpriză și de a mai strânge puncte în drumul spre Eurobasket 2013. Încurajați frenetic de suporterii veniți la sala sporturilor Transilvania din Sibiu, jucătorii lui Mladen Ostoić și Sorin Hartman au reușit să revină de la un deficit de 20 de puncte, însă mingea nu a vrut să intre în coș în momentele cheie pentru a obține și o victorie de prestigiu. Începutul de joc a fost echilibrat, ambele formații începând în forță cu aruncări din spatele semicercului de 3 puncte. Primul sfert s-a încheiat cu Vlad Moldoveanu în formă maximă, internaționalul român reușind 11 puncte în 10 minute, adică jumătate din punctele înscrise de echipa noastră. Sfertul secund a fost unul dezastruos pentru reprezentativa României, caracterizat în mare parte de o secetă prelungită la panoul bosniac și de o ploaie de coșuri la cel tricolor. Bosniacii nu au stat pe gânduri și au reușit să câștige secvența cu 27-10, intrând la cabine cu un avans confortabil de 20 de puncte. Pauza a fost un sfetnic bun pentru tricolori. Moldoveanu, Silvășan, Micoară, Mandache și restul echipei au ieșit extrem de montați de la vestiare. Conștienți că singura șansă pentru a obține victoria este dată de o revenire rapidă în joc, elevii lui Mladen Ostoić au început să se apere mai bine și au reușit să câștige sfertul al treilea cu 27-25. În ultimele 10 minute, defensiva a funcționat ceas, ai noștri reușind să recupereze cu hărnicie punctele pierdute lejer în sfertul al doilea. Octavian Calotăpop a inventat câteva pase magice pentru coechipieri. Vlad Moldoveanu a mai întors plasa din spatele semicercului de 3 puncte, însă nici de această dată secundele ceasului nu au mai avut răbdare. 79-84 scor final și România pierde în extremis duelul cu Bosnia după un meci nebun interzis cardiacilor.